Salut și bine v-am regăsit la un nou montaj video pentru colecția Alpine A110 de la XO Collections. În acest pachet avem un număr foarte special, probabil cel mai așteptat din toată colecția și în toate colecțiile în general. Este vorba, bineînțeles, după cum v-ați dat seama din cutie, despre caroserie. Caroseria vine dintr-o singură bucată, diferit față de multe alte machete pe care trebuie să le montăm cel puțin în compartimentul motor cu aripile și bara față. Caroseria este foarte calitativă și foarte interesant făcută. O lăsăm puțin deoparte și luăm ansamblul trecut. În primul număr din acest pachet avem al doilea ornament de prag, cel de pe partea opusă. Pentru a-l prinde, îl punem pe poziția în oglindă față de celălalt și folosim două șuruburi SM. Din nou avem două piese mari, montajul de până acum și caroseria acum. Ne sfătuiește să punem volanul. Aici am luat-o eu puțin înainte, în revistă, și am încercat să montez volanul, pentru că oricum urmează, dar este și o diferență mai departe. Trebuie să ne asigurăm că roțile sunt drepte și că coloana de direcție are acea bucățică prominentă în partea dreaptă. Acea bucățică proeminentă este practic un ghidaj pe care îl găsim și în volan. Și așa cum am spus, pentru că m-am grăbit puțin, în numărul din acest pachet mai primim un nou volan. Nu este o greșeală sau o reeditare a primului volan, ci sunt două volane diferite. Se poate monta oricare după preferințe. Probabil că au fost în diferite etape, în diferite variante ale mașinii, însă ei le oferă pe amândouă. Prindem acest volan destul de ușor, încât să nu stricăm ceva la direcție, cu un șurub AM.
după ce l-am montat, facem din nou volanul drept cu spițele, cu spița în jos și cu roțile drepte și montăm capacul de mijloc, cel cu logo-ul Alpine. Cât de cât încât să fie montat drept. Îl punem pe cel de volan deoparte. Dăm acest montaj puțin mai încolo și luăm în primire caroseria. Foarte frumoasă, după cum vedeți. Chiar foarte bine realizată. Vopseaua perfectă. Stickerele perfecte. Fără defecte, fără porțiuni strâmbe. Și trecem mai departe la numărul pe care am zis-o mai devreme cu volanul, în care primim și o a doua șurubelniță cu un vârf mai mic, probabil că urmează niște șuruburi mai mici, cu capete mai mici. Și avem și parbrizul. Parbrizul se atașează pur și simplu de caroserie, iar pe interior trebuie să-l fixăm cu 5 șuruburi MP. Vă spun din experiența mea că șuruburile acestea par destul de scurte în unele orificii și la fel și sunt foarte subțiri. Și dacă îl înfiletați foarte mult, riscați să meargă în gol filetul și să sară din filet acea porțiune. Pentru că, v-am spus, este foarte scurt și foarte subțire. Eu am ales în acele orificii care nu au ținut șuruburile să caut prin șuruburile care mi-au rămas din toate acest, din montajul de până acum, tot niște șuruburi de plastic, deci cu pel la sfârșit, la fel de subțiri, dar mai lungi. În acest fel va străpunge mai mult din plastic și îl va ține fixat. Mai departe la următorul număr și ultimul din pachet, unde primim luneta. Luneta din nou se atașează peste caroserie, iar pe interior vom folosi 6 șuruburi tot MP. A fost un pachet foarte rapid și foarte simplu. Avem deci caroserie care este foarte, foarte frumoasă, foarte bine realizată și vopsită. Avem al doilea prag. Avem parbrizul, luneta, o șurubelniță în plus, care este folositoare pentru șurubul cu capăt mai mic, pentru că are un vârf mai mic. Un al doilea volan, care v-am spus poate să fie din altă etapă, altă versiune a mașinii. Capacul volanului. Vă aștept în următorul pachet pentru a continua montajul din interiorul caroseriei.